Salut prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod de Forza. Sunt aici alături de prietenii mei, doar că ei nu sunt încă alături de noi. Vorbesc mai încet pentru că nu vreau să mă audă din camera cealaltă legumă. Pentru că astăzi vreau să îi trolez, prieteni. Știți foarte bine că a făcut grasul episodul ăla cu Forza, știți, cu nebuniile, cu așa. O să-i pun să joace din ambreiaj pe cea mai grea cursă, cu mașini pe... Cred că, nu știu dacă să le bag tracțiune în spate, încă sunt în dubii. Și eu să joc din tastatură cu full controle și toate nebuniile. Vreau să le văd reacția, băieți, de asta nici nu le-am spus. M-am dat pe difon, adică nici nu m-aud ei și nici eu nu m-au aud ca să nu ne încurcăm în ce spun eu acum. Deci nu uitați de like dacă vă place, știu că v-a plăcut foarte mult episodul de troll de data trecută. Așa că apăsați acolo butonul de like și o să intru, o să fac din nou intro, vă dați seama că se cere. Doar că nu o să răspund asta, logic. Ne revedem atunci. Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de Forza alături de prietenii noștri. Sper că intră și grăsanului, pentru că aparent i-a dat join, dar nu prea apare. Nu uitați de butonul like, băieți, dacă vă place seria noastră de Forza, pentru că astăzi avem un super episod de făcut. Și anume, prietenii mei, sunteți pregătiți să auziți? Nu. Bine, eu o să vă spun oricum, i-a intrat și grăsanului, perfect. O să facem o cursă. Și anume, cursa troll, pe care am făcut-o eu custom, știți foarte bine despre ce e vorba. Dar o să o facem, nu știu încă dacă cu mașini cu tracțiune spate, dar o să o facem cu ambreiaj. Eu vreau cu mașină cu volan pe dreapta. Ce idee, amice! Amice! Ești geniu, dă-te în cioaca, e geniu. Știu, amice, mulțumesc, amice, îți mulțumesc. Deci... Dar nu-i luat această idee, că nu știu. Bă, amice, chestia cu ambreiajul am luat-o de la tine, restul am creat eu însumi, inclusiv cursa. Păi le-am mai completat tu restul, a? Da, 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 am făcut-o, am dus-o la un alt nivel, amice. Haideți, băieți, vă rog să dați, să vă schimbați astea, difficulty settings-urile. Deci aici să dăm pe manual cu clutch. Vreau să dăm vreau să-mi iau și eu. Dar unde-l punem? Bă, așa... Asta, eu am pierdut șuruburile. Vă trimit link după aceea, că l-am găsit. Ăsta nu poți să-l pun, nu? Nu, păi ai un accesoriu în plus. Da, poți să-l pui, poți. Așa. Aia nu știu unde am pus șuruburile. Cred că o să ne luăm, băieți, cel mai probabil și niște schimbătoare, că nu sunt foarte scumpe. Eu i-am zis lui Legumă de la început să ne luăm schimbătoare, dar el a zis că nu vrea, că nu știu ce, că... Bine, de început, sincer, era foarte greu și cu schimbător, din moment ce era destul de greu și cu volanul, dar acum... Eu mi-aștept să vină, o să fiu primul, cred. Da, primul YouTuber din toată lumea, ești nebun? Eu. Au vândut și aia în sfârșit un schimbător, bă. Mergea din cernele, amici. Ești partea bună, acum nu mai poate să-i dea 1, 2, 3, 2. Da, 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 da. Mai știi, dar nu cred, nu, nu, n-are cum. Da, amice. Nu, acum îi dă 1, 2, 4, 5. Da. Da, amice, zi. Nu, dar e mișto că o să vreau să luăm doar mașini manuale, japoneze de alea turbate. Da, amice, sunt convins că tu asta vrei. Amice, data trecută am făcut cu Supra, că nu mai știu. Da. A, ok, deci nu o să luăm Supra. Ce mașină tot așa mai nebună știți, băieți? Mai nărăvașă. Bă, să luăm toți pe aceeași. Skyline-ul, doar că ăla e 4x4. A, e 4x4? A, bă, mașină nărăvașă, M6-le. Da. Hai, hai să încercăm. Duceți-vă toți la BMW. M6-le din ce an, amice? 2013-le ăsta? A, da, nu știu dacă sunt altele, într-adevăr. Hai să intrăm să vedem ce tunăm la el. Ca să fie toate egale. Mă gândesc că noi schimbăm motorul. M5-ul din 2006. Ba, amice, deja o luai pe asta. Hai, luați M6-le, că cred că l-aveți toți. Păi știi pe asta când o iei, amice? Niciodată, amice. Bă, să nu-i schimbați motorul, bine? Și, logic, nici tracțiunea. Bă, sincer, cred că ne ajută să nu-i schimbăm motorul de data asta. Nu, no, da, cred. Ba, da, amice. Că nu mai are atâta putere, fiind spate... Bă, nu știu cum ne jucăm noi pe manual fără schimbător, că cred că o să fie tare ciudat. E, păi da, am încercat eu cu grasul. Amice, e dubios. Așa nu ai treabă, dacă care, nu fie... Care l-am ăla din 2013? Da, din 2013? Păi da, nu știu dacă sunt mai multe, ăla. Așa, ia păi să vedem. De ce? Că nici nu poți să-i dai, de exemplu, tu cu schimbătorul îi dai... Stai curios, schimbătorul grasul are 6 viteze sau câte are? Da. Sau are bă, dar cred că are... Nu. Nu, are 6 viteze plus mașalier. Ah, e bine, e bine. E ok. Gen, da, da, știi că nu o să putem să conducem mașina automat. Nu. Bă, da, chiar. Manual. Aia voiam să întreb. Gen, tu îți dai seama că dacă mașina are o viteză, tu nu mai ai cum să-i dai. Nu, păi n-ai, păi nici nu cred că te lasă sau o să rămâi în a 6-a blocat. Păi aia zic că rămâi în a 6-a. Sau cine știe, poate dacă mai dai un brânci la a 6-a în jos, poate dă următoare. Nu știu cum. Nu e. Bă, ceva trebuie să fie, mâncați așa. Că poate vrei și la manuală, la automat. Audio înaintea BMW-ului. A. Că începe cu A.
Deci aia e singura chestie, băieți. Altceva nu, altceva nu există. Aia e singura chestie. Deci cu motorul stău, da? Și tu da. Cu spate. Mesaje? 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 Bă, băieți, eu sunt... eu sunt pregătit. Bă, băieți, dar văd că eu am un M6 facelift. E, ai facelift. Am unul din 2013, voi pe care-l luăm. Eu, păi scrie 2013, dar are farurile de facelift. Ăla cu LED-urile jos, nu? Are, are o pleoapă deasupra. Da. Ah, nu înțeleg. Pe cum căcat e facelift dacă e din 2013? Că nu există. Nu știu, amice. Grasule. Dar mai face și figurile ăsta, bă. O fi 2013 pe luna octombrie. Amice, da, bravo. Hai și fără eleron, să fie treaba, treaba. Da, deja o modificai, amice. Ia și bagă eleron. Vrei să... Nu-i pun nici eleron, nu-i. Ia, nu-i puneți, mă. Hai să fim amândoi solidari și să dăm gust acestui episod. Bine, mă. Dați-i voi gust. Vedeți că fac cursa. Păi grasule, dar mi se pare mie sau pe grasul ăla parcă mai încet un pic, ha? Nu. Păi e posibil. Am ales amice. Ce, mă? Bă, vedeți că eu fac cursa, vedeți ce faceți. Bă, îți fă un bug, dar nu știu cum se întâmplă. Deci, intrai la cauciucuri și când ieși bă, și în dreapta acum... cauciucuri, bă, vezi că făcui cursa. Păi hai, repede! Hai, ai 40 ceva de secunde, hai. Așa. Deci când intrai de la cauciucuri, ieși gen de la cauciucuri să mă duc în dreapta să mă uit așa, să lăsăm mașina de o roată din spate așa într-o parte, pac! Pua! Ești nebun? Vorbesc serios, ești nebun! Doamne, ce nebunie, ești nebun? Bă, dar unde e curent cu cara? Bă, dar frumoasă e! Doamne, când mi-l cumpăr și eu? Mamă, nu, nu băieți, mamă, crește la cur! Mamă! Oameni! Stai așa, că mă dau pantalele jos de mine, că nu mai pot. Bă, stai bă îmbrăcat, bă! Bă, lasă-mă, bă! Vai de mine, stai să pun picioarele pe birou, unul așa și unul jos. Ah. Nu, amice, că put! Bă, amice, că nu mai pot! Bă, vezi că începe cursa, bă! Bă, dar chiar e nasol! Bă, trebuie să ieșim! Jură-te! Bă, mă luară prea repede, bă! Bă, dar zi să-i bă, mâncața și să schimbi ălea! Bă, dacă eu nu aveam mașina tunată, ce vrei? Bă, unde te luare prea repede că ziceai la începutul episodului? Aoleu, amice, băieța a revenit. Mamă, gră sălbaticule, ce mașină îți lași, mă, mâncați așa? Cum, mă, e aceeași? Bă, tu îți lași Forza Edition-ul. Nu, e... Nu, mă, e la fel. Nu, amice, dar aș lua tuning după nesta. Nu, mă, ai pus-o eleronul în plus față de voi, că nu mai stătui să-l schimb. Eu grasul ăsta garantez. Nu vedeți că are aceeași asta? Sunteți nebuni la cap. Hai, băieții, hai. Mamă, ce fuge! Vai de steaua mea! Te băgaș. Ce? Trollul. Băgai cursa troll, cum? Uite, prietenii mei, aha, ce se duc, bă! Maha! Da să canduc? Mama, stai, 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 stai! Păza, păza, găbița e dus! Mamă! Mamă! Deci tu, uită-te și tu! Uită-te și tu, bă, ce căcat faci, mă, Andy, că-i fac, bă! Bă, tu ce-am făcut mie, mă? Știu, bă, dar pe mine am împins în zid. Deci ăla, ăla nu frână absolut deloc acolo. Nu e adevărat, frânai, dar nu mai putui de grasul. De handicap, nu ești? Mai putui din cauza ăluia. Da, mamă. Ceval, să nu zic m-a ce. Făcut praf, băieți, aveți grijă. A, pe bune? Da. Să frânați, amice, băieți, da. Vezi cu ea foarte structurat. Cum structurată, bă, că nu mai e curbele după. Și așa sfuge de găoază. Da, sfuge și așa, într-adevăr. Să face praf. Hai, băieți, hai că putem. O terminăm. Normal că o terminăm. Cum ți se pare legumă cu ăla? E vorba de obișnuință, asta. Bă, e vorba de obișnuință și e vorba că suntem noi obișnuiți invers, știi? Nu e nicio mică problemă. Da. Deci dacă era din schimb, bă, nu că n-aveai nicio... Oricum e mai greu, gen, bă, înțelegi? Erai mai lent decât... Logic decât dacă e unul care nu are deloc, doar că... Îți dai seama că e mult mai... Mai realist, ca să zic așa, sigur că da. Dacă nu mă robea ăla, eu acum eram primul. Da, bă, da, o, amice, că am să știm destul. A văzut știm destul să-ți revii, ce te face atâta pe tine? Era ta aici punctul ăla, grasule, nu m-am mai jobat. Bă, 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 o, bă, ușor, nu mai vorbi așa. Bă, ce găga, mă, mă joc cu handicapatul ăla care dă-n mine. Hai, mă, că te lovi un pic. Aaa, un pic, dacă mă întoarc să de altul de tot. Da, pe mine mă împins în zid și pe tine te întoarc să loc. Bă, păi da, din cauza că te lovi... Bă, din cauza că te lovi pe tine, dădui și în ăla. Că nu mai putui să controlezi mașina. Înțelegi?
Nebunule! Asta nu e manual, ce nu știu cum doar în carduri cu ea, pișeam așa pe ea. Dar ce? Asta bă, într-adevăr, nu. E nasol cu manuala, ca să zic așa, pentru că n-ai cum să faci cu ambreiaj, dar pe padele. E dubios, chiar e dubios. Ți-ar fi nasol și în realitate, dar pe joc. Obișnuit deja... Mai ales că mai schimbă și singură, că dacă nu schimba singură... Cum schimbă mă singură? Era altceva. Mai schimbă și singură, gen dacă îi dai fără ambreiaj, deci nu e ca și cum... A, da, 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 păi bă, într-un fel și mașina... Bă, din potrivă, eu ar trebui să am tot fi mai mic ca voi, nebunul. No, 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 n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, mă, piși pe tine de joc un puțin. Marș, marș. Ce făcuși, mă, nebunule? Lați-mi mă în pace, bă. Bă, ce-i, mă? Plecați de aici, nu mai joc cu voi. Dau alte spoturi. Dă-i amice, n-ai cum. Ești și ADNF-ul ăsta, gata. Păi ce pui mei, mă, mâncați ce căcat îmi fac curăț? După ce că m-ai enervat ăla de nu mai pot, mai ratai. Da, bă, e scuze, e vina mea, ce ai? Amici, ia vezi cum dai mine. Tu erai ultimul ca barnai să conduci, nici nu călcași frâna, vei nici de rușii noi. Da, te pui mine. Mai și tu pe us am zis să-mi dau în tine. Bă, amice, eu nu te dui intenționat. Bă, cum mă să vin curba aia fără să frânezi deloc, să dai în amândoi să ne faci praf? Explică-mi și mie. Frânai, dar nu destul. Bă, pleacă de aici, frânași, când frânași? Destul, dar nu prea. Da, destul, dar nu prea. Frânaș în bercică, din cauza, poate. Păi din cauza lui nu mai putut să frânezi după. Nu, da, bă, dar din cauza mea, că mă lovim. Păi, dar am trasă de volan. Îți dai seama. Ce trebuie să mă de volan, ești dobitoc? Îmi trasă, bă, ăsta, din lovitură, îmi trasă de volan și nu puteai să o mai controlezi și dădui în ălalt. Că n-aveam viteză când dădui în ăla, dar el deja era în curbă și dădui în el și l-aruncai de latul. Da, și m-a făcut varză. Asta e, bă, oricum nu prea știi să conduceți. Da, mă, da. Da, bă, te știu. Bă, băieți, dar voi mai vreți Forza după să știu dacă îmi bag și eu volanul. Ce, mă? Ești prost? Deci, grasule, ăsta a făcut statura de dui în noi? Păi intenționat, dădui, mă! De pur! Bă, bine, tot era prost și se învârtea pe aici, nu? Bă, mă învârteam, bă, că cu asta, sincer, dacă îi dai, dacă intri cu viteză, n-ai ce să-i faci nici din tastatură. E nebună mașina. Amicile, trebuia mă. Să dădea cu mâncioaca mea. Păi nu vă dădui, bă! Oh, că nu fusai try harder să intru cu frână de mână cu alea. Nu profitai, mersai și eu, încerc și să știi că e nasol, că o lăsai pe automat. Și îmi schimba ăla după ce începea să fugă de cur. Lăsă și pe automat, atenție! Păi da, nu, că îmi fug mai rău, crede-mă. Că dacă așa îi dădeam și eu a doua, a treia, așa începea să-mi fugă de cur dinainte să-mi schimbe asta. Trebuia să o opresc, să o fac. Păi niște pom pe aici, că nu mai am să mai bag în centrală. Ia de refe, mă! Ia de refe, mă! Îl întrecui! O luă, mă, trecu. Păi când trecuia de Dreapta, stânga. Bă, zic, Godie, e mă mâncat. Bă, băieți. Bă, Marc, salvatic, pa. Hai bă, lasă-mă în pace, băieți. Am primit și o Epic Classic Top Hat. Cam asta o să fie. Ia, mi-am spart pe băieți. Ăștia nu știu să conducă. Nu știu să conducă. Ce să vă zic, nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like, să ne lăsați în comentarii dacă mai vreți. Bă, lasă-mă, ce vorbești mă așa urât, poate să strică și asta cam ausul. Nu uitați să vă abonați, așa cum am spus, să dați și voi un like, să strângem 8000 de like-uri pentru acest episod dacă v-a plăcut. Și o să ne vedem, ca de obicei, pe a data a viitoare. Vă pup pe toți, pa, pa!